Da, șala Nicolae Petruci, eu ce am obosit când l-am urcat în mașină, dar mi s-au dat roțile, tocmai i-am, uitați-vă, tăti s-au lăsat în Lăsat. jos. De Doamne ferește, greutate. Nicolae Petruci, sunteți greu. Și încă una, Doamne ferește să moriți, apoi îmi pare că eu, Oleg Bregă, vom duce frață, sora acolo, dar el o să trebuie să jumătate de sat. Știți, eu aș vrea că eu nu mă tem de moarte, dar aș vrea că ne-aș muri să-i cânte husurul de acasă până la țintărim, măcar 3 ceasuri, că se scăpe oamenii, că să te scăpiți oamenii de un nebun, că nu le dă pași coșma să intre să-și facă socoteala. Mai ales primarul de la Trinca, care a vrut pe mine să mă ușidă, înțelegi, și el acum ar bate palmele dacă Petrovici ar muri. Dar eu cred, nu mă tem de moarte. Uitați-vă ce picioare înflate, l-am așteptat până... Dar primarul rămâne mică. Și am scris, înțelegi, am dat la cine, am dat la doamna Veronica, i-am scris, i-am trimis pe internet și am trimis la domnul Milian, directorul corupției, de urgență să vii la fața locului, să-i clarificăm cu primarul de la Trinca, să nu se bucure că noi muri eu și el să rămâie. Bun, Nicolae Petrovici, nu știți că poate să moară, poate să moară cel ce grește întâi în celui ce îi face groapă. Sunt mulți, auzi? Sunt mulți care s-au dus la mine, de-am sunt băieți. Eu am rămas, dar ei s-au dus de mult tineri în pământeți, care au fost și au lucrat cu mazut, au furat mazuta de la, de prin tătă țara și au dus-o și-o dat-o la Chișinău. La Chișinău se gătiți în mazuta și nu aveau și lucrat viață, stânțele și ele acolo. Dar băieți au scos mazut și am să vedem și boci ca azi unii este, care când cărau mazut s-au cumpărat. Mă ajută oamenii în magazine să cumpără. Nu mai ne ducem întâi la o persoană care nu i-a pus gaz din pricina... Da. Care pricina? Din pricina că nu l-a votat pe Dodon. Aha, că nu l-a votat pe Dodon. Și mergem la dumnealui să vedem problema care e acolo. Bine.